Joi seară, la un restaurant din municipiul Buzău, a avut loc ediția cu numărul 22 a topului firmelor buzoiene, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău. Cele mai bune firme din Buzău au fost premiate pentru performanțele economice din 2014. Se pare că anul 2014 a fost, cu toate problemele din economie, a fost un an bun, pentru că toate firmele care sunt participă la TOM au înregistrat profit. Sunt reprezentanții, mare majoritatea firmelor importante din Buzău. Zic eu că ca și angajați depășim 60% din populația activă angajată a Buzăului, reprezentanților sunt aici. Printre firmele câștigătoare s-au numărat și FiberNet și TVSat 2002, care au obținut locul întâi la categoria întreprinderi mici, distinția bazată pe rezultatele obținute de cele două societăți în anul 2014, demonstrează încă o dată profesionalismul în ceea ce privește furnizarea serviciilor de cablu și internet în județul Buzău. În acest an, invitat special al topului firmelor buzoiene a fost îndrăgita interpretă Corina Chiriac. La ediția din acest an a evenimentului au fost prezenți peste 300 de patroni și reprezentanți ai societăților comerciale din județ.